Biblioteca județeană Dâmbovița găzduiește în această perioadă salonul editorial Ion Helia de Rădulescu, care aduce cărțile mai aproape de cititorul târgoviștean. În această a 11-a ediție, 20 de edituri au trecut pragul târgului și au adus cele mai noi titluri pentru public. Intrat deja în tradiția vieții culturale târgoviștene, salonul editorial Ion Helia de Rădulescu, aflat la ediția 11-a, va găzdui timp de 4 zile în cadrul Bibliotecii Județene, o expoziție de carte, un târg de carte, nu numai de carte, ci și de produse multimedia și, bineînțeles, și alte evenimente care se vor constitui în surprize plăcute, sperăm noi, pentru vizitatorii noștri. Anul acesta ne-a onorat cu prezența 20 de edituri, societăți distribuitoare de carte, dar și instituții care au ca obiect în principal editarea de carte și aici aș enumera Arhiepiscopia Târgoviștei, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească și Centrul Cultural Județean, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița. Bineînțeles că pe parcursul celor 4 zile, pe lângă lansările de carte, vom avea și alte evenimente, momente muzicale. La deschidere au fost prezente și oficialitățile locale și dâmbovițene care s-au bucurat să vadă că dragostea pentru carte nu s-a stins. Cu toate că lectura electronică este la modă și a luat un avânt poate mult mai rapid decât ne-am fi închipuit. Dar foșnetul și parfumul foii de carte întoarsă este cu totul și cu totul altceva, cel puțin pentru mine, decât o lectură pe un monitor. Universitatea Valahia, un partener de nădejde al Bibliotecii Județene, a fost reprezentată și ea de unul dintre prorectori. Vă mulțumim pentru invitație și îmi face o deosebită plăcere să transmit salutul conducerii universității evenimentului organizat astăzi și participanților săi. Ne bucurăm într-adevăr de o colaborare trainică cu Biblioteca Județeană și cu o parte din editurile prezente astăzi prin cărțile editate de către colegii noștri din cadrul universității și sunt convinsă că această colaborare va deveni și mai trainică în viitor. Nici Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România nu a lipsit de la acest salon, evidențiind faptul că mulți dintre membrii Uniunii sunt și scriitori care se găsesc pe rafturile editurilor. Vreau să știți că în județul Dâmbovița există una din cele mai puternice filiale ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, sunt președintele acestei filiale, care reunește o sumedenie de scriitori importanți ai acestui spațiu, care sunt și membri ai Societății Scriitorilor Târgoviște. Acești ziariști și publiciști îi veți găsi pe standurile unor edituri din Târgoviște și din țară.